Scandalul înregistrărilor cu oficiali militari germani care discută despre posibilitatea unui atac asupra podului din Crimea continuă. Ambasadorul Germaniei în Rusia a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a oferi explicații. În înregistrarea apărută în mediul online se aud vocile unor oficiali care discută despre arme pentru Ucraina, o potențială lovitură asupra podului Kerch, dar și despre modul în care ar putea fi folosite rachetele Taurus de către ucraineni. Ministrul german al apărării a descris situația drept o parte a războiului informațional al Rusiei împotriva Occidentului, cu scopul de a crea probleme în interiorul Germaniei. Este clar că este vorba despre subminarea unității noastre. Este vorba despre a ne destrăma politica internă. Sper foarte mult ca Putin să nu reușească să rămânem uniți în orice dispută care ar putea apărea în legătură cu subiectul Taurus și în toate întrebările care trebuie clarificate în legătură cu această convorbire telefonică. În cele de urmă, este crucial să rămânem uniți și să nu-i permitem lui Putin să ne dezbine. Este exact ceea ce își dorește, iar noi trebuie să ne punem ferm acestui lucru.